Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit. Mă văd în sfârșit și eu pe ecran, așa de la prima oră. Încercăm să ținem legătura. Încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră, dragii mei, și mă bucur că, uite, cu ajutorul lui Dumnezeu, încă o dimineață superbă de martie, încă suntem încă în martie 19, încă suntem în atmosfera iubirii. Mulțumesc, Rosy, vine primăvara, bună dimineața. Rosy mi-aduce flori în fiecare zi, pentru că el în timpul liber face călătorii în pădure, la Bejan. O găsit o cărare. Ai poza la îndemână cu cărarea Landala. Deci, ia uitați-vă, dragii mei, ce putem să facem în timpul liber în pădure la Bejan. Cărarea Landala. Descoperă mușchii dezorientați pe cărarea Landala. Sper ca Rosy să ne mai aducă poze, că asta văd că e cărarea 6. Probabil este și 1, 2, și 3, și 4, și 5. Mai știți că într-o zi nu o să facem o dale dimineții din pădure, așa că nu știm niciodată pe unde ne poartă cărarea. Și nu e nimic întâmplător cu cărarea Landala, pentru că așa e viața, Landala, dragii mei. Și eu mereu plec Landala prin lume. Că, na, dacă nu plec eu personal, pleacă alți oameni. Și am găsit aici, aproape de noi, în Deva, un om care a străbătut nu doar o cărare, a străbătut mai multe cărări. O poveste cel puțin impresionantă de viață, în primul rând, pe care am auzit-o de la Petronela Tămaș, colega mea. Datorită ei și îi mulțumesc pe această cale, cum îi mulțumesc în fiecare zi că e prietena mea, datorită ei am auzit o poveste de viață cel puțin deosebită, cel puțin, cuvântul impresionant mi se pare sărac, pentru că atunci când afli că există pe lângă noi aici în Deva, în județul Hunedoara, oameni care au ales o altă cale, e de-a dreptul înfiorător. Cred că ăsta e cuvântul. Și l-am rugat pe invitatul meu să se trezească așa într-o dimineață de vreme și să vină și să-mi povestească despre cărarea vieții lui. John Pârva, în această dimineață, la Dale Dimineții, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! O poveste, mă trec fiorii, dragii mei, și vreau să vă spun că nu știu nici eu prea multe, tocmai pentru că din rezumatul făcut de Petronela mi-au rămas unele lucruri în minte pe care vreau să le povestim cu invitatul meu și să descoperim împreună cărări Landala. Undeva aproape de frontiera României și după frontiera României, și parcă fiorii nu-mi dau pace, și de câte ori spun cuvântul frontieră, mi-aduc aminte că da, România a avut frontiere, astăzi avem doar vămi, că suntem binecuvântați, dar înainte de 89 România avea frontiere și au fost oameni care și-au dorit și înainte de Revoluție să fie liberi, să vadă dacă există viață dincolo de frontiera României. Un astfel de om este invitatul meu, John Pârva. Născut la Balșa, astăzi John, dar de ce John și nu Ioan? Inițial, bineînțeles că am fost Ioan. Și întâmplarea a făcut ca
prin clasa 8-a, toată lumea să-mi spună John în urma unei lucrări de control pe care am dat-o la limba engleză. Eu, nefăcând limba engleză înainte, am... Deci asta e așa o paranteză, ce vă spun. Eram în clasa 8-a, mutat proaspăt la Deva, de la Balșa. Eram un tip cu bun simț, puțin cu rușinos de la țară. Da. Și făcusem limba rusă la Balșa când am venit la Deva în clasa 8-a. Intrat la clasa de engleză, nu era limba rusă opțional în școala generală numărul 1 Dr. Petru Groza, și profesoara nu mi-a dat nici măcar posibilitatea să mă ridic să spun sunt elev nou, n-am făcut limba engleză. Pur și simplu era așa o zbiroacă de profesoară. Lucrarea de control, test, mai mult vorbea în engleză. M-am uitat la colega, am văzut că scrie test, zic, trebuie să scriu și eu ceva în engleză, că... Na. Și mi-am scris numele Pârva John, în loc de Pârva Ioan. Bineînțeles că următoarea oră a venit cu falcă în cer, cu una în pământ, nervoasă, m-a făcut nesimțit, toți au întrebat cum, de ce, băiatul ăsta... E atât de cuminte. Ce a fost nesimțit? Păi și a scris numele în engleză, cum își permite? Na, și de atunci mi-a rămas numele John. Așa, între prieteni, da? Bineînțeles, ca o ironie a sorții, la 19 ani am trecut frontiera, am ajuns în America și 5 ani mai târziu, după ce am ajuns în America, când primeam cetățenia, am fost întrebat dacă vreau să-mi schimb numele în John. Și asta am făcut, mi-am schimbat numele John. Oricum mi se spunea John, oricum americanii pronunțau greșit Ioan, Ion... Nu știau exact cum să mă... Și rulează imagini, dragii mei, dintr-o poveste de viață. Mulțumesc, Rosi. O luăm așa, ați văzut ce ușor a trecut granița. Nu a trecut atât de ușor granița și cuvântul pe care noi îl folosim astăzi este frontierist. Puțini dintre tinerii de astăzi cunosc acest cuvânt. Nu știu, există în Dex? N-am avut curiozitatea ieri să caut. Cred că ne-a fost furat. Așa. De către polițiștii de frontieră. Frontieră. Cu toate că toată lumea știe un frontierist ce înseamnă. Frontierist era un cuvânt de penitenciar mai degrabă, cei care încercau să treacă frontiera pe vremea comunismului și erau prinși, erau puși într-o secție specială a penitenciarelor, de obicei primeau 2 ani de închisoare și între ei, ca să se deosebească de cei de drept comun, își spuneau frontieriști. Mergem în trecut pentru că vreau să aflăm atât cât poate să împărtășească un om care a trecut prin asta și atât cât poate sufletul să sufere durere, pentru că au fost ani de durere, nu ne putem imagina. Și așa cum povesteam înainte de emisiune, încercăm să uităm durerile prin care, pentru a putea merge mai departe în viață, încercăm să uităm durerile. Și atât cât îi permite sufletul să sufere durere în această dimineață, îl rugăm să ne povestească, să nu uităm, dragii mei, că înainte de 89 nu eram atât de libertini și nu puteam să batem la porți străine cum vroiam noi. Se pleca din țară destul de greu, se putea pleca din țară ca artist, au fost, povestim, am avut aici alături de noi artiști care au fost plecați din țară înainte de 89. Aceia care au rămas acolo nu sunt frontieriști. Aceia care au rămas plecând din țară în urma unui eveniment cultural și au ales să părăsească țara nu sunt frontieriști. A fost un pic mai ușor. Cei care nu reușeau să plece din țară
pe la frontieră, așa frumos, că nu se dădeau vize, nu se dădeau tot felul de hârtii, au ales să plece altfel. Cum? Și cum ați încercat prima dată? Am înțeles că ați încercat de 4 ori. De 4 ori, a 4-a oară chiar am reușit. Dar primele, hai să spun, prima încercare a fost așa puierilă, cu toate că pregătisem foarte bine, îmi pregătisem... Ce însemna vă pregătiți foarte bine? Haideți să le spunem. Imaginați-vă și... că aveam 18 ani, da? Așa. Nici măcar, aveam neîmpliniți 18 ani. Da. Curiozitatea ce este după frontieră, provocarea de a pleca cu toate că n-ai voie, probabil că ține și de vârstă, când vrei să vezi, deci nu aveam o motivație pur politică în la prima încercare, da? Hai să mergem să-l vedem pe prietenul nostru din Germania care a mers și să-i facem o vizită și să se trească cu noi la poarta lui și așa. Aveam un prieten care emigrase oficial sau, mă rog, alături legal, de familie, cu, da. Cu părinții în Germania. Păi nu puteai să obții un pașaport. Știți, situația devine acum din ce în ce mai... neobișnuită pentru tinerii de astăzi. Adică, cum nu puteai să pleci? Nu puteai, dar n-aveai pașaport. Nu puteai să obții un pașaport. Ca să obții un pașaport, trebuia să fii mână-mână cu sistemul, să fii parte din sistem, ceea ce eu nu eram. Sistem, mă refer, trebuia să fii în Partidul Comunist, trebuia să faci parte din să ai origini sănătoase, bune, nici părinții, nici bunicii să nu fi fost ceva care nu... Să nu fi avut alte viziuni față de cele pe care partidul le avea atunci. Să nu fi fost moșieri, da? Să nu fi fost moșieri, da, așa, bunicul, de exemplu, fusese chiabur, că avusese moară în tinerețe și, mă rog, nu proveneam dintr-o familie cu... Un trecut sănătos pentru Partidul Comunist Român, da. Că spun eu, dacă nu spuneți gloanță. Trebuia să fii obag, liniștit, acolo, cu minte, cap plecat. Bun, am... conceput un fel de evadare, era iarnă și ne-am confecționat niște costume albe. V-ați confecționat cu cine? Mai aveați aveam, un prieten? Nu, aveam, eu făceam, după cum vedeți, asta e și un film făcut de mine. O reconstituire, dragii mei, da, făcută în America, după ce ajunge în America, face o reconstituire a plecării. Dar am fost pasionat de film întotdeauna, asta vreau să spun, că făcusem la Casa de Cultură pe vremea aceea, la Cineclub, ore de film și de foto și aveam o prietenă care lucra în tailor, croitorie, da. Croitorie. Și ne-am dus și am spus că vrem să facem un film și ne trebuie niște efecte speciale și trebuie să fim îmbrăcați într-o din asta albă și ne-a crezut. Zic că trebuie să mergem pe schiuri, să ne desprindem din zăpadă, să nu se vadă, să ne confundăm cu zăpada și așa. Și fata ne-a confecționat niște din astea pe care noi le-am luat pe sub haine prima dată ca să trecem. În sfârșit, ne-a prins la frontieră atunci și... ne-a dovedit că am vrut să plecăm tocmai când ne-a găsit acele haine de camuflaj. Un fel de combinezoane. Da, combinezoane, haine de Dar camuflaj. Dar cine v-au prins? Direct la... grănicerii noștri? Grănicerii noștri, da, n-am apucat înainte. Ne-au văzut că nu suntem din zonă, eram într-o mașină care se împodmolise chiar în fața, într-o mașină de muncitori care ducea oamenii în zona de frontieră. Ne-am urcat și noi acolo. Și când ne-au văzut în mașină,
soldații din pichet, ne-a dus în pichet ca să ne investigheze mai departe, nefiind de acolo, toată lumea. Ei se cunoșteau, n-aveai voie în zona de frontieră, să ne înțelegem. 50 de kilometri era zona, atât, zona, n-aveai voie în zonă, noi știam că... Corect, dar eu am o întrebare, mereu am o întrebare, mă cunoașteți. Noastră locuiați, ați venit de la Balșa la Deva, de aici, în zona de graniță, sunt câțiva kilometri și astăzi mergem greu până la Timișoara, sunt 170 de kilometri. Ați plecat către Timișoara, către Dunăre, pe unde ați încercat să treceți prima dată? Nu pe Dunăre, pe granița convențională, Najdăș, zona Najdăș. Către Ungaria, să zicem? Nu, către Iugoslavia. Către Iugoslavia. Cum ați fost vreodată în zonă? Aveați vreo imagine cum arată frontiera? Eu mi-o aduc aminte, sârmă ghimpată. Așa și era sârmă ghimpată. Acele da, X-uri, da. Și acei 50 de kilometri de drum de țară, niște mașini foarte vechi de armată care scoteau un fum. Da, și niște soldați instruiți să tragă nu către cine vine în țară, către cine vrea să iasă din țară. Din țară. Erau cu arma îndreptată către proprii lor cetățeni atunci. Asta vreau să înțeleagă cei care ne urmăresc în această dimineață. Sunt care știu, au aproximativ vârsta noastră. John Pârva e născut în 1962, nu spun vârsta, faceți dumneavoastră socoteală, am 21 mai, dar aș vrea să înțeleagă cei mai tineri decât noi că au existat vremuri când cei care păzeau granițele pe care noi astăzi le vedem, păzeau să nu plecăm, nu păzeau să nu vină dușmanul. Nu prea vrea să vină nimeni în România, toată lumea vrea să plece din România. Asta a fost în 1980 și... 1979 a fost prima dată. În iarna 79 am fost prinși. În 80 am încercat din nou să intrăm într-un tir în zona Orăștiei. Ne-a prins. Am mai încercat odată, ne-am întors de la frontieră că nu s-a putut. A treia oară, a patra oară am reușit. Reușit, asta a fost în 1981, am citit eu. Da. Dar până acolo, fiecare întoarcere acasă a fost o întâlnire cu acei băieți cu ochii albaștri, cât de dureroase, le parcurgem, nu trecem, da. Atât cât vă lasă sufletul să ne povestiți. Cât a fost, cum a fost întâlnirea cu acei băieți de la securitate pe care îi tot pomenim? Vă spuneam mai devreme că sunt întors cu urechea stângă către dumneavoastră și dacă n-aud bine cu ea să repetați. Da, în urma unei vizite, să zic vizite, când am fost prins la Orăștie, atunci era colonelul Iacab Ludovic care se ocupa cu frontieriștii din Deva, a venit urgent la Orăștie, când a intrat în cameră, a venit ață la mine și m-a pleznit peste urechea stângă cu așa putere încât n-am mai auzit câteva zile nimic cu urechea. Bineînțeles că am fost și bătut în ziua aia foarte tare. Mă rog, curgea sânge pe nas noaptea și așa mai departe. Dar se pare că mi-a deplasat ciocănelele cele fine din urechea interioară, provocându-mi să-mi pierd auzul cam în procent de 80% la urechea asta. Dar ideea nu a fost aia, asta a fost una. Familia dintre lovitură, o lovitură. Dar după încercările dumneavoastră? Știți, vă spuneam că la început a fost o aventură mai degrabă, după care a devenit o realitate sumbră pentru viața mea de zi cu zi. Imaginați-vă că
eram luat de pe stradă de multe ori, întâmplător de miliție, dus la miliție pe Karl Marx, cu toate că nu făceam, nu, eu doar mă plimbam prin oraș. Dar de ce mă duceți la miliție? Haide numai să dai o declarație, să spui ce am mai făcut în ultimele două săptămâni și așa. Mă lua, era Crețan, de exemplu, care lucra în miliție, mă lua, haide acolo, stai, mă duceam într-un birou, ia loc, mă duc să iau un creion și o hârtie să scriu o declarație ce ai făcut. Ieșa, intra Stoic, care era o brută, un colonel de miliție, care foarte violent. Ce era cu cauți la mine în birou? Păi m-a dus doar și Crețan să scriu o declarație. Dar ce ai făcut? N-am făcut nimic. Cum, mă, n-ai făcut nimic? Tu vii... Asta e chiar miliția unde eram, da. Dus, care îmi dă și acum fiori. Vă cred. Dar, nici nu arată foarte bine nici în zilele noastre. Asta era pichetul unde am fost prins prima dată, pichetul de grăniceri unde am luat bătaie prima dată. Dar... deci s-a apucat să mă bată în birou la el până mă lăsa moale sub birou acolo rupt. După care pleca și intra, bineînțeles, înapoi Crețan. Na, ți-am adus foaie să scrii. Și eu eram, tot tremuram. Îți dai seama că nici nu puteam să scriu declarația, îmi tremura mâna. Făcea și bășcălie de mine. Ce, ești emoționat, nu mai știi să scrii? Ca și cum nu știa că cineva a intrat peste, înaintea lui, da, și m-a bătut măr acolo. Corect. Deci, pur și simplu, astea erau lucruri care te determina să vrei să fugi, să nu mai stai în, mai ales la vârsta de 19 ani, decât să continui așa toată viața cu chestii din astea, în care nu știi când ești săltat, te duce, te hărțuiește. Nu mai aveau viitor oamenii care încercau să se întoarcă împotriva partidului, pentru că asta era realitatea, nu ai mai fi putut să faci orice. Astea sunt niște fotografii când în curtea lagărului de refugiați din Traiskirchen, după ce am reușit să fugim eu și cu prietenul Oliviu Todea. Ajungem acolo, pentru că vreau să povestim și Rosi, mai rulezi imaginile, că ajungem, te rog, la ele din nou. Treceai vama, reușai să treci frontiera. Cert este că viața nu era roz nici după ce treceai frontiera, pentru că nu te aștepta libertatea chiar așa. Nu erau căței cu colaci în coadă. Ajungeai dincolo și erai luat din nou la întrebări. Erai luat din nou pentru că puteai, statele libere ne considerau spioni, dragii mei, după ce ajungeam la ei. Și treceai printr-o altă formă de manipulare și de spălare a creierului și ajungem la acest filmuleț. Suntem în Austria aici, ați reușit să treceți granița. Deci gândiți-vă că ați văzut mai degrabă un filmuleț făcut cu, prin care eu portretizam pe conducătorul mult iubit al României Socialiste, îl portretizam ca și sistemul cu care eu am intrat în conflict și din cauza asta am fugit peste frontieră. Filmulețul a fost dat circuit, să zic așa, local în Oregon, în Portland, în America, în 1987. Eu în 87 am luat cetățenia, am renunțat la cetățenia română tocmai pentru a putea să vin în România fără să fiu luat că sunt cetățean român și n-am făcut armata, hai să te trimitem la canal și din alea se putea întâmpla lucrul ăsta. Și am venit în România după ce eu am dat filmul respectiv pe post. Știm toți că Ceaușescu era foarte sensibil la imaginea lui fiind, mă rog, terfelită în orice fel de oricine, de cineva. Și mi s-a spus: vezi că sunt spioni în Portland, în Oregon.
în 1987, nu pleca în România, că eu să încerce să-ți facă ceva. Am zis, nu, nu se poate, cum? Sunt cetățean american, nu o să se hazardeze să facă rău unui cetățean american. Bineînțeles că nu mi-au făcut nimic în România, doar că am avut o întâlnire cu același om care m-a lovit atunci, inițial, cu 6 ani înainte, și care se ocupa de frontieriști și tot. La despărțirea de el din discuția lui, mi-a zis, nu uita ce spun, te vei înneca la mal. Nu știam ce vrea să zic, am crezut că e o metaforă, că nu voi reuși în viață, că așa mai departe. El a vrut cumva să nu să mă prevină, să, în momentul în care mi se întâmplă în necul la mal, să știu că e mâna lui. E mâna lor, a lui, a lor, nu știu. Ce au făcut? Cu o zi înainte de plecarea din Deva, aveam mașina asta pe care vedeți aici, luată din Franța, trebuia să o returnăm în Franța, să mergem unde aveam biletele de întoarcere în America. Cineva ne-a pilit conducta de frână în așa fel, asta este conducta de frână pilită, se vede clar, să curgă doar câte un drop de lichid de frână. Și asta, în momentul în care credeai că ai ajuns la mal, adică ai ajuns în Occident unde trebuie, te trezeai pe autostradă mergând cu 130 de km la oră fără frână. Și dacă trebuia să oprești dintr-o dată, oprirea era foarte bruscă, da? Ca să înțelegeți. Unde ați avut accidentul ăsta? L-am avut în Viena. În Viena. Normal, de fapt, a doua oară, să zic așa, când ne-a salvat viața sau ne-a... Dumnezeu a zis că nu e chiar... Așa, este că ne-am gândit să... Când am ajuns în dreptul Vienei, la 30 de kilometri, am socotit să mergem să vedem din nou lagărul de refugiați și am ieșit de pe autostradă. Ei, în momentul când am ieșit de pe autostradă, ne-am dat seama că nu mai avem frâne. Dar ieșisem de autostradă și era un pic deal acolo, după care coboram, încercat să o bag în a întâia, să opresc, n-am putut și atunci am băgat într-un zid și s-a oprit, că era să lovim oameni, treceau pe stradă, era deja... Și ne întoarcem în 1981 pentru că a scăpat o bucată de poveste. Ați trecut vama, ați ajuns în lagăr, în Austria. Cât timp ați stat în lagăr? 7 luni. 7 luni. Cum ați reușit să treceți oceanul din Austria în America? Exista un sistem pus la punct pentru cei care cereau azil politic și care veneau din țările cu sistem comunist, adică cei după ce te după verificau că nu ești spion, că într-adevăr ești refugiat politic. Cortina de fier, da. Așa. Și în urma unor interviuri cu consulatele țărilor unde vrei să ajungi, dacă ți se aproba, existau organizații, de obicei World Church Service, era o organizație de biserici care îți ofereau o sponsorizare plătindu-ți biletul, bilet pe care trebuia să-l plătești la un an după ce ajungeai în America, după ce te angajai. Lucru care s-a întâmplat și cu mine. Pentru că intervenea problema banilor, ajungeai acolo și nu aveai bani, plecai din țară cu mâinile în buzunar, cu sume derizorii de bani. Da, cred că eu am avut 10 lei, 10 lei. În buzunar. Așa se pleca, dragii mei, din țară. Ajungeți în America și mergem, că vreau să citesc, nu ne ajung minutele, omul face și artă și vreau să ajungem și în partea frumoasă a vieții acestor oameni. Ajungeți în America în 1982, am înțeles, da. Aproape un an a durat toată nebunia, dar
aici m-am blocat, eu n-am știut până acum câteva minute. Ați avut curajul să vă întoarceți înainte de 89 în România? Da. Cât curaj ați putut să aveți? Eu zic mai degrabă o nebunie decât curaj. Nu știu dacă pute... Adică să vrei să te întorci. În 1982 ajungi în America, te scrii la facultate, ajungem imediat acolo... Și în 1987 v-ați întors în România. În 1988. În 88 v-ați întors în România, când vremurile erau atât de lăcătoase, nu cred că există cuvântul în Dex, dar așa erau, că eram toți cu lacăte pe mâini și pe gură. Că a fost chiar înainte de Revoluție, să nu uităm. Gândiți-vă că luasem după mine și o cameră de filmat pe care mi-o cumpărasem cu un an înainte. Cât curaj! Și am filmat și în Deva imagini cu panourile Ceaușescu și toate astea. Eram un pic. Ați ajuns, accidentul, ați ajuns în Franța la avion, e clar, pentru că v-ați întors în America. Ce ați simțit în 1988 când v-ați urcat în avion în Franța spre America, a doua oară, liber, ca și cetățean american? Ce ați simțit? Care au fost gândurile dumneavoastră? Ce ați lăsat acasă în 1988? Deci gândiți-vă că în momentul, de fiecare dată când mă întorceam în America, simțeam că mă întorc acasă. Deci eu, când am venit în România, am venit să-mi văd familia. Pe cine mai aveați? Era următoarea întrebare. Mama, tata, frați, surori, aveați aici? Noi am fost suntem cinci în familie, cinci copii și erau toți în România, bineînțeles, împreună cu părinții mei. Deci toată familia mea era aici. Bineînțeles că și tata a avut puțin de suferit, în urma mea că am plecat. A avut percheziții acasă, i-au luat scrisorile pe care eu le trimisesem. Aveau autorizație de artificier, i-au luat-o, nu mai avea voie să facă și acest... Mulțumesc, Rosie! Acest serviciu, da, ca artificier. Bineînțeles că l-a afectat la venit. L-a afectat la venit, cred că nici nu conta prea mult pentru ei la momentul ăla, știind că copilul lor e liber. Ceea ce nu știm noi astăzi, cei plecați dincolo nu-și puteau ajuta familiile. Ați reușit în toți anii aceia până în 89, din 82, să le trimiteți vreun pachet sau bani? Era foarte greu, era extrem de greu. Nu puteai să trimiți bani pentru că dacă îi prindea cu valută, n-aveai voie să ai valută în România atunci și dacă aș fi trimis valută, le făceam mai mult rău decât bine, dar le-am trimis, sigur că da, pachete cu ce credeam eu că cât ar vrea ajungea să din pachete? Cât ajungea? Nu, ajungeau pachetele... trimiteam dulciuri, ce puteam și eu să-mi primit. Gândiți-vă că în primii ani mi-a fost și mie foarte greu. Începusem facultatea, în primul an am și început facultatea, acum am ajuns, deci am ajuns în 23 martie, în 15 septembrie am început facultatea la arte, exact ce mi-am dorit eu să fac în viață, facultatea de arte, ce n-am putut să fac în România. Am început în America și am făcut, până în 87 am urmat cursurile Universității Portland State University la pictură. Ce a simțit un student român tânăr? Aveați, după socotările mele, nu prea stau eu bine la matematică, 20 de ani, 19-20, da. Ați ajuns la undeva între 19 la 19 ani am ajuns în America, mi-am sărbătorit ziua de naștere 20 de ani. Un copil rătăcit într-un stat liber, crescut în vremuri de dictatură, că nu putem să le zicem comunist, că până la urmă dictatura da, a fost este, sigur că da. Sistemul care ne-a dus la sapă de lemn.
Ce a simțit, vă mai aduceți aminte, ce simțea un român la 19 ani într-un stat unde nici acolo la vremea aia nu era, cum să spunem, viața atât de roz. Ne uităm la filme. Deci gândiți-vă că prima dată, primul sentiment este fascinația. După care încet, încet devine frustrarea, nu cunoști limba, nu cunoști, nu înțelegi sistemul, nu înțelegi cum tot să ce se petrece. La facultate și după nu care începi să înveți engleză, începi să pricepi mai multe, din nou devine fascinație, din nou ai depresii că nu ai familia lângă tine, din nou. Deci treci printr-o serie, e un fel de grafic din ăsta destul de, cum să spun? Oscilant. Oscilant, așa. Inevitabil, la un moment dat ajungi să te raliezi cu restul oamenilor și a societății de acolo și la un moment dat începi să te simți chiar mândru că vii dintr-o societate din care veneam eu, unde am făcut o școală care a fost foarte apreciată în America. Eu când am început facultatea, profesoara zice, ce cauți la mine în clasa de începători? Păi acum am început. Wow, zice, nu-mi vine să cred. Zice, ar trebui să împart salariul cu tine în două, pentru că tu le arăți elevilor sau studenților, le arăți practic ceea ce le explic eu teoretic. Deci, după 4 ani de liceu de artă în România, eu eram la nivel de avansați în facultate la artă, gândiți-vă. Pentru că noi am atunci chiar se învăța. Vorbeam... Și acum se învață cine vrea să învețe. Deci gândiți-vă că acum din ce în ce lumea se îndreaptă spre, nu știu, artificial intelligence, vrei să creezi ceva, te adresezi inteligenței artificiale, creează pentru tine. Din ce în ce mai mult lumea se depărtează de munca asiduă pe care o trebuie să o ai ca să ajungi undeva la un anumit nivel. De că toți am trăit artă, vremuri așa sintetice când am iubit plasticul și uite că acum ne întoarcem la tradiții. Da. Să sperăm că vom învăța să folosim această inteligență artificială în folosul nostru, cum am învățat și că plasticul e nociv la un moment dat și că vrem sigur să că lăsăm da ceva copiilor. Eu aș vrea să prind ziua în care aș vrea să văd un consilier local sau consilier județean al orașului să fie de fapt o entitate de inteligență artificială. Of, Doamne! Ce ziceți? Să sperăm, da. O să facem o emisiune când o să găsim asta, dar să rămânem... Care să înmagazinezi tot, să fie incoruptibil, să nu poată să dea să aibă o viziune atât de perfectă, nu? Să înmagazinezi tot binele pe care noi l-am obținut în secole, nu? Să știți că există așa ceva? Numai Dumnezeu, să sperăm așa ceva? Păcat. Eu rămân, suntem în postul Paștelui și aceste emisiuni sunt tocmai așa spre suflet, da, îmi doresc sigur eu, tocmai pentru că doar Dumnezeu e fără de păcat. Restul da, suntem așa. Să ne dea Dumnezeu, nu știu dacă inteligența artificială o să reușească asta, dar poate reușește Sfântul Duh. Vedem, da, poate, poate. Rămânem la... ați terminat facultatea în 1987. Acum, în 81, în 82, în 83, așa, în 81 expune la Sibiu, în 82 deja expune la Lincoln Hall în Portland și în 83 în California. Sunt primele expoziții, dar dacă vă uitați pe net, că le găsiți, e așa, 81 Sibiu și pe urmă te duci, 82-83 deja anii de facultate ați da avut expoziții da în America. Da, da. 89 și în Portland și pe urmă în 2010 Teatru de Artă din Deva.
No, a ce mă șocai? Ce făcurăți 11 ani? Una dispărură. Gândiți-vă că n-am putut să continui în America să fiu fidel creierii de artă așa cum îmi doream eu. Pentru că trebuie să-mi creez un drum în viață aparte de drumul meu în artă. Și asta a însemnat că a trebuit să lucrez foarte greu, la un moment dat, în construcții. Am lucrat 8 ani de zile pe brânci, efectiv pe brânci, pentru că lucram, aveam o firmă, îmi făcusem o firmă de mochetări, de mochete și așa lucrai, erai pasul piticului 8 ani de zile prin casă, în America, în America, da. Da, deci oamenii trebuie să înțeleagă că în America artiștii muncesc și muncesc, dragii mei, în orice țară de dincolo de frontieră, mai ales în vremurile acelea, pentru că nu a plătit nimeni studiile. Astăzi, cetățenii români, dacă fac studii peste graniță, le fac gratis. Ori numai o secundă. Cine e aici în poză? Postul meu profesor. Așa, Pogan, Rossi, Pogan, el la mine spune. Acasă ne-am întâlnit cu mare drag și a fost o întâlnire emoționantă pentru mine. Toate întâlnirile cred că au fost emoționante și nu mi-ajung 50 de minute, cred că să reușesc să duc povestea lui John Pârva în... Aici suntem la galeriile... La Brașov. La Brașov. Eram la galeriile operei din Brașov. Nicu Vrâncean, un colecționar din Hermann Brașov, mi-a facilitat să fac această expoziție la Brașov. Bineînțeles că mi-a achiziționat și niște lucrări. A fost interesant să mă regăsesc în lumea artei și să înțeleg că am o valoare în urma studiului, în urma profesiei mele de artist, să zic așa, și apreciată de consumatorii de artă. Până la artă ne întoarcem în trecut, rămânem acolo ancorați. În ce an v-ați hotărât? Deci, studiile și le-a plătit muncind pe brânci într-o țară departe de casă. Să știți că eu din Austria sau din Elveția aveam luxul mental că pot să vin acasă și pe jos. Luxul acesta John Pârva nu l-a avut. Biletul de avion era o mică avere, să zbori la vremurile acelea, să înțelegem, dragii așa mei, este. Să vii în România, să mergi în România, înapoi în America, munceai probabil un an de zile fără să participi la o viață socială, pentru că puneai bănuți pe bănuți, biletul, dacă nu exagerez, era dus întors undeva la 5.000 de dolari. Nu, cam nu așa. 5.000, dar 1.000 și ceva, 2.000 era. Dar cât gândiți-vă ați plătit că atunci în 88 când ați venit prima dată? 1.000 și ceva de dolari era. Dus întors? Dus întors, dar până în Franța și din Franța până în coace. Da, mă rog. Dar gândiți-vă că acești bani, da, îi obțineai cu greu, după care tu lipseai o lună de zile de acolo, în timp în care îți venea chiria, îți venea așa, utilitățile și așa da. Mai departe, când te întorceai, trebuia să lucrezi o lună de zile până încep să-ți vină cecul, plata, așa, deci era un decalaj de 2 luni pe care tu trebuia să-i acoperi plus luna de plus de drumul și luna în care erai în România și, deci 3 luni de zile de planificare. Ca să poți să vii acasă. Ca să poți să vii, da. Ați trăit visul american în ghilimele. Da. Visul american în ghilimele. Să știți că l-am 20 de ani. Exact 20 de ani am stat acolo. Am plecat la 20 de ani, am stat 20 de ani în America, de 20 de ani m-am întors. asta spune un pic despre vârsta mea, da? Dar nu-mi pare rău că m-am întors, am făcut-o
în momentul în care am considerat că este ceea ce vreau să fac, veneam înapoi într-o Românie liberă, liberă, democrată. Nu mai aveam... Aici mi-am făcut o investiție, am avut un cafenea, un bar care a făcut un pic de istorie în Deva, fiind barul în care am implementat pentru prima dată concerte rock. Am făcut o scenă, acum am un camping aproape de prima poartă a cetății, unde din nou mi-am făcut o scenă, unde se petrec lucruri frumoase. Ia uitați-vă aici! Și în felul ăsta încerc cumva să mă implementez în viața acestui oraș, să fiu de folos. Cred că după 50 de ani începe să-ți vină mintea la cap și încep să dai ceva înapoi societății din care faci parte și să te folosești de experiența ta pentru a învăța pe alții. V-ați reluat cetățenia română? Bineînțeles, mi-am reluat cetățenia română și chiar recent mi-am recăpătat și domiciliu stabil în România, lucru pe care am ignorat să-l fac ani de zile și aveam un buletin din ăsta temporar, dar acum mi-am făcut, cum să zic așa, repatrierea. Întru totul. Și drept de vot, cred că asta vrea să ne zică, o poză din pandemie, pentru că văd pe cineva acolo. Acolo cu... sunt, eram cu formația Iris, care tocmai a cântat acum 2 ani în campingul, la scena... de la campingul meu de acolo. Și... Știm cu toții, da. Ne aducem aminte evenimentele și devenii și le aduc aminte. Sigur. Și nu trecem. Mai e foarte puțin din emisiune, știu, dragii mei, și n-am reușit să parcurgem tot ce ne-am dorit, dar o să-l mai chemăm pe John Pârva alături de noi. Alina Monica Cărmăzan, bună dimineața, Sergiu Stănescu, neața Sergiu, prietenul nostru de pe centru, Iris Seleșan, bună dimineața, Virgil Sevastru, bună dimineața Soare, Adrian Mureșan, Nenea Vasile, Tanti Maria ne spune bună dimineața, Constantin Pandia, bună dimineața, oameni minunați, salutăm pe domnul John Pârva, toți avem în viață cărările noastre alandala și încercăm să o găsim pe cea care ne definește, o zi minunată să aveți, mulțumim dragii mei hunedoreni. Adriana Furcă ne spune bună dimineața, o zi binecuvântată cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți, vă mulțumesc că ați participat, mult succes, Doamne ajută, mulțumim. Daniela Enea ne spune Maria Pavalian, nu știu dacă e corect, ai avut mare curaj, nu a fost ușor. Credeți-mă, nu cred că a fost ușor. Bună dimineața, oameni minunați, ne spune domnul Grigore Chitul de la Gioagiu. Liviu Crișan ne urmărește, Edi Nicolae Hinț se uită la emisiune, salutăm pe Edi. Toți avem o cărare alandala în viață, dar a unora a fost așa cu zboruri, cu avioane. O întrebare, mai avem 8 minute, îmi spune Rosi. Unde ați întâlnit-o pe soția dumneavoastră? Acolo, în bisul american sau în România? Nu, am întâlnit-o în România și sunt foarte norocos să am o familie frumoasă. Am 2 fete, una de 7 ani, una de 8 ani și mai am o fată în Italia, care are 34 de ani. Mai am un băiat în America, care tot așa are o vârstă, din alte relații dinainte, în America, bineînțeles. Cu toții ne ținem legătura și din când în când ne vedem, ori acolo, ori aici. Fetele mele, îmi dau puterea să merg mai departe, simțind că se poate. Orice poți să faci în lumea asta, doar să vrei. Nimeni nu te forțează să vrei. Dacă vrei cu adevărat, poți. Asta i-am spus și securistului când m-am întâlnit cu el în 88. Și asta l-a scos din sărite și a zis, hai să te neci la mal, nu m-am înnecat. Nu s-a necat, dragii mei, nimic nu e întâmplător în viață. În ziua în care am auzit despre John Pârva de la
prietena mea, Petronela Tămaș, am cunoscut-o pe doamna, era cu una din fetițe. Așa face Dumnezeu. O salutăm pe doamna și o așteptăm la următoarea emisiune aici, alături de noi, la Dale Dimineții, pentru că au rămas povești nespuse. O să facem serial, episodul 2, cu activitatea de artist, pentru artist plastic, pentru că se întoarce în România în 1900, în cât v-ați întors? În 2010, în 2002. Am pierdut noțiunea. În 2002. În 2002 v-ați întors în România. Astăzi este președinte al Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România, filiala DEVA, din 2018. Deci o să rămânem în atmosfera a galeriei Forma, unde cred că îl găsiți, dacă zic bine, vă găsesc românii noștri la galeria Sigur Forma. Sigur că de acolo este locul unde expun artiștii, Galeria Națională de Artă Forma, unde, pe care noi, ca filială a artiștilor plastici, o administrăm, să zic așa, împreună cu direct DGAMPT din Consiliul Județean, care e foarte implicat în ca să promoveze, să zic așa, viața artistică și culturală, din județ, culturală. Da. Acolo avem activitate puternică, avem artiști din țară și nu numai din țară, și din străinătate. Chiar acum avem o expoziție de textile, trei artiste, una care locuiește la Paris, una care locuiește la București și una care locuiește în DEVA, este pe simezele Galeriei Naționale de Artă Forma din DEVA, care se află în zona pieței în DEVA. Aici, dragii mei, foarte aproape de IPH, dacă coborâți în piața aici la stație la Opera, faceți stânga și imediat pe partea dreaptă găsiți galeriile Forma. A fost recent renovată, arată extraordinar, foarte multe lume este impresionată de ce bine arată galeria de artă din DEVA și pe această cale mai trebuie să mulțumesc încă o dată Consiliul Județean, care s-a implicat în renovarea acestei galerii. Și vă promit că o să aducem, dragii mei, într-o altă dimineață, valoarea artistică a lui John Pârva. Aveți aici un comentariu foarte... O doamnă zice așa, felicitări... zice Adriana Marincean. Felicitări, domnule Pârva. Mulțumesc. Oamenii sunt convinși că vor veni la galeriile Forma pentru că vor să vadă arta frumosului. Eu nu prea înțeleg, dar dacă veniți alături de mine, mergem, că cunoscându-l pe John Pârva, s-ar putea să înțelegem ce înseamnă grafică, ce înseamnă cărbune și într-o altă emisiune vă promit că o să povestim despre artă, tablouri, pictură, galerii și tot ce înseamnă viață culturală aici undeva. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să vă dea Dumnezeu, ce să zic, putere să mergeți mai departe și să rămâneți așa cumva alături de ultimul bastion al frumosului, aș spune eu. Mulțumesc foarte mult din nou de invitație și da, sper să putem într-un viitor să povestim mai multe și mai elaborat despre artă, despre noi, despre ce-i frumos, că despre ce-i urât, parcă vrem să lăsăm undeva, spuneați mai devreme că așa este, nu prea am vrea să ne mai aducem de aminte, dar din păcate dacă nu spunem, lucrurile sunt... se pot repeta și e bine să știe tineretul că ce a existat înainte de 89 și de unde ce să te ferești, unde, da, unde, dacă ignoranța te poate duce din nou acolo să se întâmple lucruri similare, poate. Da,
Corect. Cu toate că suntem destul de departe, să nu se mai întâmple asta. Doamne ajută! Și binecuvântarea lui Dumnezeu, dragii mei, eu o văd în această poveste de viață, în urma urâtului, a bătăii și a tot ce omul acesta a suferit, a reușit să păstreze frumosul și să aducă pe simeze, pe tablouri, în tablouri, în portrete, tot ce are frumos în suflet. Și mâine dimineață vom fi tot aici, tot cu un om frumos, Dumitru Tâlvescu. O să vină alături de noi la Dale Dimineții să povestim de data aceasta despre scripte și poezii, să vedem ce înseamnă frumos în litere. Astăzi am văzut ce înseamnă frumos într-o poveste cu pensula. Mâine dimineață vedem o poveste frumoasă sub un pix sau un creion. Până mâine dimineață, dragii mei, eu vă spun simplu, vă iubesc, nu lăsați urâtul din jurul nostru să vă cucerească sufletele. Rămâneți ancorați în bine, rămâneți acolo în sufletele voastre frumoase, rămâneți frumoși oameni buni și până mâine dimineață eu pot să vă spun simplu, vă iubesc!